Ce mai faci? Cum te simți? Ai tăi sunt bine? Acum, mai mult decât oricând, știm că ai nevoie de acces rapid și simplu la serviciile de sănătate. Tu și familia ta ne inspirați să creștem. Creștem și dezvoltăm o rețea de sănătate cu servicii medicale de tot spectrul. Diagnostic funcțional, consultații medicale și analize de laborator. Ca să ai acces la diagnostic și tratament într-un singur loc. In Vitro Diagnostics, rețea de sănătate. Acum mai mult decât un laborator medical. Doar se pornește recul, parcă-i bolnav la cap. Serios, imediat schimbă. El chiar dă bani jurnaliștilor pentru interviuri? Nu știu. Da, în asta și constă politica. Părerea ta contează acasă. Gheorghe, ai putea să accepți o invitație într-un partid politic? Cred că dacă el nu deceda, eu devineam un narcoman prostalan în modul ăsta. Deci fă mai încolo și sunt client chioarele sau și eu am șofer. Vai. Pentru că voi sunteți mai mulți prăști, dar mulți. Și am stat pe ministrul justiției și l-am rugat să rezolve problema mai repede. Cică da, cică nu. Cică I love you. Gonța, eu te rog, numai nu desfă picioarele prea tare. Care ar fi prețul lui Gheorghe Gonța ca să renunțe la libertatea sa? Of, întrebări grele, puneți. Deci nu ți-i puterea a patra, ai? Suntem altfel, aici, duminică de duminică. Te așteptăm să ne citești de printre rânduri. Neredactat. Rodica Cioranică. In Vitro Diagnostics. Inovații medicale la discreția ta. Visul e să fii artistă la TV. Să măcar ca toți care stă la picere. Iar adică nu dica, să prea știu nimica. Mai de stărbun fi și mai voi în bucăți. Iar adică nu dica, să prea știu nimica. Mai de stărbun fi și mai voi în bucăți. Iau! Bună seara, Chișinău! Bună seara, Moldova! Invitatul meu de astăzi este un jurnalist bine cunoscut. Incisiv și dur cu cine merită, îi place să ia la pieptănat politicienii mai ales. Îi mai place și vinul, dacă nu este ceva mai tare, și îi place foarte tare de sine. Ceea ce îl face să pară mai mult sau mai puțin arogant. Dar ca să evit acest clișeu, voi încerca să nu folosesc acest cuvânt pe parcursul acestui interviu. Gheorghe Gonța! Dar nu nimic, sunt consolat de mii, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. Am primit, am făcut totul de nimic, dar nu nimic. Sunt conștient ce zic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul de nimic eu. Bună seara, Gheorghe. Bună seara, eu te întâlnesc cu cine place, cu ceva bunișor. Da, am văzut intro-ul și nu bine cunoscut, dar foarte cunoscut. Asta e unul. Doi. Și vinul îmi place, nu așa. Doar tăria, în special în weekend. Așa. Și eu azi, în loc să stau acasă și să savurez tărie sau vin, am deosebită onoare să fiu aici, lucru pentru care vă mulțumesc, doamna Cioranică, tare frumos. E duminică seara și e normal să te mai scoți din casă. Cât se poate stai lângă copii și nevastă, ieși să te mai vadă lumea, nu doar cei de la canalul tău de televiziune. Și doi, o rugăminte enormă. Nu-mi zi, doamna Cioranică. Urăsc această formulă de adresare. Și nu-mi place să am distanță între mine și invitanți. Nu promit, dar mă strădui.
Evident că nu o să vină domnul Voronin, nu o să-i spun... De fapt, și domnul Voronin poate să zică Rodica, dar eu nu o să-i pot să-i spun Valodea. Dar dumneavoastră să-i spuneți domnul președinte. Domn președinte, să-i spun, da. Și eu v-aș sfătui foarte insistent să-l invitați, mai ales după scandalul, pretinsul scandal de anul trecut, unde tare mulți deșteptăței din Chișinău vă acuzau de faptul că sunteți trădătoare, nu sunteți patriot adevărat al țării. Dar noi știm operațiunea asta care a fost sensibilă. Dar zi-mi, te rog, eu cu domnul Voronin nu am avut colaborări, dar tu l-ai văzut mai des în fața ta. El chiar dă bani jurnaliștilor pentru interviuri sau pentru premii, pentru trofei? El e politician. E unul dintre puținii politicieni care își cumpără ratingul, autoritatea prin ceea ce face și ceea ce a făcut. Prin ceea ce este el. Absolut. Mi se pare că este un individ cu foarte mult carismă, în primul rând. Și este omul secolului. Și este omul secolului și nu cred că este omul viitorului, dacă e să fim... Asta da. Asta da, nu? Ești de acord cu mine. Deși tu nu prea faci în emisiunile tale, nu dai note, nu dai aprecieri, nu ți dai cu părerea, nu? Păi asta e meseria unui jurnalist. Părerea ta contează acasă. În studio contează părerea invitatului. El este vedeta, el este cel care trebuie să răspundă la întrebări. Așa. Ce crezi tu? Spune prietenilor tăi la beții sau acasă, soții. Dar nu toți colegii tăi, deci nu toate colegele, că sunt mai multe femei, da? De pe acest segment, cei care fac talk show-uri politice sunt de aceeași părere cu tine. Avem foarte multe opinii personale. Păi de asta eu nu sunt așa de mare vedetă, spre deosebire de alții, pentru că toți în emisii directe sunt și avocați, și procurori, și judecători, și ucigași, și killeri politici, și jurnaliști. Eu știu că trebuie să invit omul, eu m-am întins frumos în fotoliul meu. Îmi pare rău că n-am un fotoliu ca al tău, că... Dar și ăsta e bunișor. E bunișor, da? Și ăsta e bunișor. Dacă o să vrei să te întinzi, ok, eu o să vin mai aproape. Dar eu am să rog regia, dacă nu e o problemă. Eu, înainte de emisiune, am primit un mesaj de la soție și spune: Gonța, eu te rog, numai nu disfă picioarele prea tare, stai normal. Și eu sper că, regia, sper că stau normal. Mulțumesc. Felicitări, apropo, la începutul acestui an. Da, în ianuarie a făcut 10 ani. Puterea a patra. Așa este, mulțumesc tare mult. Deci, în această primăvară, ai împlinit 38 de ani. Da. Da. Și de ce așa? Eu de la vreo... Pentru mine ziua mea de naștere este sărbătoare națională. Eu nu înțeleg de ce lumea este mai fericită de ziua independenței decât la ziua mea. Pui de băut la toți? Da, asta a fost până într-un moment, până la 35. La 35, eu la fiecare zi de naștere, plâng. Pentru că deja văd că asta e jumătate de viață deja plecat. Și n-am mai rămas foarte, foarte, foarte mult. Și deja nu mai sunt într-atât de entuziasmat precum eram. Oricândva, eu știu că invitam de aici până la Orhei și până la Nord și până la Sud, la ziua mea de naștere, deja în ultimii ani un pic mai modest, totuși acuși 40. Da, ziceam că ai 38 de ani primăvara asta, 10 ani de puterea a patra, respectiv ai lansat proiectul la 28 de ani? Da. Da, da, da. Ce parcă ai avut 5 la matematică. Păi așa am avut, 5. Ce, serios? Serios. 5... 5, 5 din 10. 5 din 10? Da, și eu încă am luat 5 pentru că tatăl meu era destul de influent, directorul școlii îl respecta prea tare și de asta mi-au pus 5, dar eu trebuia să iau 3 sau 4. Eu eram prost și sunt. La matematică, strașnic. Poate nu doar la matematică, dar cel puțin acolo chiar a fost 5. Vreau să-ți spun că mi-a fost destul de dificil să mă documentez legat de interviul tău. Poate pentru că ai acceptat puține invitații la interviuri sau poate că pentru că colegii noștri de breaslă au fost mai puțin curioși față de personalitatea ta. Eu nu sunt invitat atât de des. Așa. Eu sunt invitat destul de rar. Eu mă bucur. Pentru că, spuneam și mai devreme, eu nu sunt vedet. Eu nu particip la toate scandalurile posibile. Eu nu mă culc cu 4 femei pe zi. Eu nu... Dar sunt așa jurnaliști? Nu știu. Ar fi tare de tot. Eu sunt doar un robot care pune întrebări invitaților. Atât tot. Și datorită faptului că deja am 10 ani, lumea cât de cât mă cunoaște, fapt pentru care eu mulțumesc lumii din toată inima și din tot sufletul. Despre mine nici nu puteți afla multe, pentru că nici nu prea am ce spune. Ca toată lumea, doar că am avut mare noroc de șefii mei de la
postul meu de televiziune ca să-mi dea emisiune, să mă lanseze și deja de 10 ani vorbim una și aceeași, că totul va fi bine în țară, opoziția vine și spune că noi când venim la guvernare va fi bine, după care când ajunge la putere spune că din cauza fostei guvernări e prost și schimbă cu rolurile după asta. Și iată așa deja din un deceniu. Ascultăm și sperăm. Pe cine respecti din colegii tăi de pe acest segment, din jurnaliștii de talk show-uri politice sau prezentatorii de talk show-uri politice? Când sunt doar prezentatori? Natalia Morari, Lorena Bogza și eu. În cele câteva interviuri, că ai dat totuși câteva interviuri, toate se punctează cumva caracterul arogant al lui Gheorghe Gonța, dar și tu cumva nu te detașezi de el, îți place că lumea te consideră și te vede arogant. Eu cred că, ziceam că nu o să folosesc acest cuvânt, dar voi vrea totuși să faci tu o precizare. Este totuși aroganță ceea ce vedem noi sau este un scut în fața celor cu care stai de vorbă? Întotdeauna am spus, ăsta e scut. Eu mă apăr astfel de invitați, pentru că în mare parte politicienii de la Chișinău se consideră mai presus de orice. Așa. Ei stau mai comod în fotolii decât stau eu. Și eu astfel vreau să le demonstrez când, băieți, voi sunteți angajați și voi sunteți pe o scurtă perioadă. Și eu nu am motive să mă tem de voi. E mare diferența între oamenii care stau în fața fotoliului tău și cei cu care continui, și tot ei, dar cu care discuți pe prag, pe strada Eminescu. Extraordinar de mare diferență. Mulți dintre ei, sau majoritatea dintre ei. Eu chiar povesteam soției într-o zi, zic, iată, a venit cu taie la mine la emisiune. Om normal, adecvat, ideal, o plăcere să stai cu el. Doar spornește recu, parcă-i bolnav la cap, serios. Imediat schimbă, radical devine, foarte răutăcios. Incisiv. Da, ajungem la pauza de publicitate, tot e ok. Dar în asta și constă politica. Eu nici nu pot să-i acuz pe oameni ăștia. Asta se numește politică și nu vorbesc de politica moldovenească. Așa e peste tot în lume. La TV trebuie să fii un om. Trebuie să spui oamenilor ceea ce oamenii vor să audă. Și asta fac sau ei. Ce dă bine imaginii tale. Da, să corespunde cu strategia ta de politică. Devin mai sincer când deja pierd puterea și atunci... Gheorghe, ai putea să accepți o invitație într-un partid politic? Da, eu am multe invitații în partid politic. Sunt onorat de asta, mulțumesc și pe această cale. Dar nu știu dacă aș... Am dilema asta. Doar că, în modesta mea experiență de viață, eu atâția deputați am văzut care au fost membri ai Parlamentului câte o legislatură. Așa. Și eu cred că nici ei nu mai țin minte că au fost deputați. Nici măcar eu nu știu, nici nu mai țin minte câți au fost. De asta eu consider că dacă vreodată voi accepta, va fi condiția că eu să am un plan în cap bine făcut, astfel încât eu să fiu Diacov 2 sau Voronin 2. Până la 70-80 de ani. Ziua ta, deci vorbeam, 16 martie 1984. 84. De ce te-au numit Gheorghe, părinții? Pentru că în 1984 Gheorghe nu era un nume modern. Nici în anii 90. Este vorba fie de bunelul, fie de străbunelul tatălui meu. Așa. Dar eu, din câte țin minte istoria din familie, tatăl meu a mințit-o pe mama, a zis că e un nume frumos, patriotic, hai să-l numim Gheorghe. Și mama a zis că ok. Și peste ani mama a aflat că străbunelul său, de fapt, e Gheorghe. Și tata a jucat așa, l-a afentat-o. Dar mama fiind foarte îndrăgostită atunci, a, și tu fiind primul copil, a acceptat tot ce spunea... Eu am avut o perioadă în adolescență când voiam să o fac pe bucureșteanu și rugam lumea să-mi zică George. Poate să-mi zic, cât de prost poți fi că să te cheme altfel decât te cheamă. Și de atunci am renunțat la ideea asta absolut. Eu vreau să zic că Gheorghe Ivanci e foarte fain. Sună bine, sună bine. Așa, puteai să fii președinte de colhoz în alte timpuri. Mai știți cum se întorc vremurile? Iată, pe la Orheiul a început să construiască. Și tot îi arestează, dar ăștia cresc în rating. Și iarăși arestează și acuză, dar ăștia cresc în rating. Așa, da, o temă de gândire. Nasul om nepaneat, vorba rușilor. Da. 16 martie 1984... Născut în familia jurnalistului foarte cunoscut în acele timpuri și mai târziu, Ion Gonța. Mai puțin știu despre mama ta.
Tot jurnalistă? Tot jurnalistă, Pășuța Gonța. După decesul subit al tatălui meu din anul 2004, din motive de sărăcie, ca la foarte multă lume din țară, mama a fost nevoită să plece în Italia. Deci nu la un ziar din Italia. Nu, face ceea ce fac toate moldovencile în Italia. Badant în Italia. Da, atunci nu era regim liberalizat de viză, ea nu avea pașaport românesc, nici eu. Și a revenit acasă și ne-am văzut pentru prima dată după 7 ani. Deci eu aveam 20 când i-a plecat și am revăzut-o când aveam 27. Și nu era Skype încă? Skype a apărut să mi-l mai târziu și cu un an, cred că doi, înainte de a reveni ea, am discutat prima dată pe Skype la inițiativa ei. Eu mi-am făcut pagina aia doar că a fost o problemă la discuția aia. Ea, deci, nu ne văzusem nici măcar prin poză, dar eu eram a doua zi după o beție. Și eram neras de 2 săptămâni. Și spornește Skype. Și mama își vede odrasla după 6 ani. Și nu mama vede și începe să plângă, că s-a speriat. În și hamă a văzut. Și-a închis Skype. M-am dus eu acasă, m-am făcut frumos. Și a doua zi am revenit. Și deja plângea de fericire. Ce băiat frumos are mama. Da, ce băiat frumos are mama. Ea continuă să muncească în Italia, la fel badantă, dar și mai face reportaje cu ai noștri din Italia la diverse subiecte, pe care mi le trimite mie și eu le dau la postul meu de televiziune, la postul unde muncesc eu. Și-a cumpărat o cameră? Da, și-a luat o cameră din bani ei, microfon, i-am făcut eu legitimație. Și umblă, vorbește cu moldovencile de acolo, despre sărbători. Îi plătești un salariu pentru asta? Nu. Am încercat să vorbesc cu administrația canalului meu, eu zic că o să ne gândim și o să gândesc până în ziua de azi. Dar datorită faptului că ei vizionează acum emisiunea asta, o să gândească mai operativ, probabil. Multă sănătate, mamei tale. Mulțumesc din inimă, mulțumesc foarte mult. Și tot timpul am așa un sentiment de tristețe când aud că intelectualii, mai ales acestei țări, și foarte mult intelectuali, fac asta în altă parte. Da, mie mama îmi povestește, eu când văd subiectele ei, interviuri de la oameni care au fost câte 20-30 de ani profesori, directori de școală. Medici. Medici, foarte, foarte mult. Și acum stau până în ziua de azi și tot continuă să speli italieni. E strașnic. Când auzi istoriile astea, tot continuă. Și fiecare, asta și de asta și mi-e greață deja uneori de ceea ce fac. Că toți care din spun că Gheorghe Vanci, noi venim la putere și a doua zi diaspora e casă. Poate nu a doua zi, dar a treia zi. Prășlo 4 года. Înțelegeți, domnul Gonța? Noi n-am putut pentru că moștenirea lăsată de fosta guvernare a fost tare proastă. Acum mai este încă o scuză nouă, se numește contextul internațional. Criza din Ucraina, Rusia... Putin e vinovat la urma urmei, că el vrea să ne îngenuncheze poporul, iar noi trebuie să răbdăm, să murim de frică și după asta va fi bine. Voi cui le spuneți? Voi chiar puteți să-i credeți de proști? Și problema că e așa și-i crede, în mare parte. Și mulți dintre noi chiar suntem atât de proști și credem și aplaudem, spunem că e bun, dacă e așa, dacă e contextul, dacă e Putin, e bine, așteptăm să moară Putin. Și credeți că cine o să vină? Navalny la putere sau cum? Tot o să vină un alt de Putin și ce o să facem mai departe? Și atât, minciunile astea, când știi realitățile vieții, când știi de fapt cum gândesc ei, și i-asculți, dar trebuie să-i rabzi, trebuie să spui mulțumesc pentru invitație, a fost o deosebită onoare și o plăcere să discut cu domnia voastră. În ce condiții ar veni mama ta acasă? Pentru totdeauna, să stea lângă copiii tăi, să se bucure de nepoți? Doamna Cioranică, nu fiți așa Rodica, de rea. Rodica. Doamna Rodica, eu am să o întreb și am să vă transmit un SMS după asta. E grea întrebarea, nu știu. Ok. Ea nu se poate obișnui. Eu mi-aduc aminte, noi am locuit în 2003, vreo jumătate de an în Paris. Tatăl meu fusese trimis acolo ca și consilier.
Și noi am revenit acasă cu mama după vreo jumătate de ani stat în Paris, da? Și hai să luăm microbuzul de la aeroport spre locul unde trăim în Chișinău. Urcăm în microbuz, dăm 3 lei și stătem lângă bara unde, lângă șofer. Mama mea stătea acolo. Șoferul spune, dă-ți fă mai încolo și s-o-n cliet chișoarele sau și. Și atunci eu l-am trimis drept în măsă, dar atunci am înțeles, când vezi diferența asta, când vii cât de cât, e ok. Și vezi că ai noștri, nu vor, nu pot, ai noștri. Și de atunci mama mea am impresia că înțeles că eu mai mult nu vreau, în general, să revin aici. Și de fiecare dată când revin, zici că eu abia aștept să mă duc înapoi. Vreau să-mi vorbești un pic de copilăria ta. Deci ai o soră mai mare, cu 4 ani, nu știu cum se numește. Maria. Maria. Maria, mama Pășuța, tatăl Ion. V-ați născut la Buiucan? Nu. Noi primii 12 ani am trăit în comuna Ciorescu, pe atunci era Cricova Nouă. Copilărie ca la toată lumea, extraordinar de frumoasă și extraordinar de modestă. Cu de toate, cu dulciuri la sărbători doar, cu o bucată de tort furată de mama sau de tata pe la nunț, nu că furată sau... Aduse așa în buzunar, da. Toți și nu pentru că li se dădea lor pentru copii. Asta era porția lor pe care ei n-o păpau și o puneau în fung ca să o ia acasă pentru copii. 3 perei de pantaloni pe timp de iarnă ca să stăm la lunecuș. Prieteni și ruși și moldoveni. Și toată ziua afară, toată ziua zburdam. O copilărie ca la toată lumea fericită, nu ceea ce au copiii noștri acum. Eu mă uit și la fiii mei, mă îngrozesc câteodată. De ce nu-i poți oferi copilăria ta copiilor tăi, dacă știi cum era copilăria fericită? Păi noi încercăm, dar toată lumea, toată lumea încearcă, probabil. Uneori soția se mai enervează când ei vede că stau în telefoane. Și de afară din casă. Arunc telefoane, afară mama voastră să nu mă văd aici. Și după care cu greu îi bag în casă. Și asta deja este bine. Este problema tuturor familiilor. O copilărie fantastică a fost. Deci ca la toată lumea în ani, eu cred că copiii de anilor 80, anilor 90, au văzut o parte frumoasă a vieții. Lucruri care i-au învățat multe pentru a supraviețui în ziua de azi. Ceea ce vor avea o problemă, cred că actuala generație, pentru viitorul lor. Paștele, Crăciunul, era la bunici cu toți frații, părinților, surorile, nepoții, verișorii tăi? Acum ne întâlnim doar la o mormântări. Eu vă spun pe bun. Acum deja lumea, și eu inclusiv, îmi văd rudele masiv adunate, doar dacă mormântăm pe cineva. Câți frați, surori a avut tatăl tău? Tatăl meu a avut un singur frate. Deci tatăl Angeliei Gonța. Verișoara ta. Care este? Da, tatăl Angeliei Gonță. Ori de câte ori ești întrebat de verișoara ta, faci așa o pauză sau ești cumva rece? Nu ați fost verișori, ce e foarte legați în copilărie, foarte prietenoși, făceau nebunii, am fost, da? Când eram micuți, eram foarte bine, ea e nițel mai mare, bineînțeles că nu stătea cu mine la taclale, dar eram foarte bine. Îmi pare că părinții noștri au avut o divergență. Care s-a... sfrânt și asupra relației voastre. Da, da. Erați la fel de cinici ambii în copilărie? Sau încă nu descoperiți? Era femeie normală la cap atunci. E așa cum e tare ok. Nu, erau copii. Copii. Era frumos, era frumos. Hai să luăm o pauză muzicală și să revenim înapoi în adolescența ta. Ce muzică îți place, apropo? În afară de cânticul celebru lui Carlos Dreams, pentru că ăla cu... Ina? Cu indiferența, da? Indiferența. Mie îmi plac și primele piese ale lui Carlos Dreams. Așa. Alea care au niscont, sunt foarte multe înjurături. Da, dar nici alea nu le putem cânta. Ai crezut că... Prime o să ia maxim o amendă de 5.000 de lei. Hai, spune cum se... Hai, îți dau voie. Îmi place tare mult Carlos Dreams. Dar nu se pare că e cam același de mulți ani. Nu te-ai plictisit sau e ca emisiunea ta? Dar dumneavoastră nu v-ați plictisit mult să ai aceleași lucruri. Eu nu m-am plictisit. Așa e viața. Da. Eu de Zinaida Julia nu mă plictisesc. Mie Julia îmi place. Dansez la toate piesele. Și tu? Mie Julia îmi place nu doar pentru ceea ce a compus. Eu am avut onoarea, am discut câteva ori cu ea. Wow. Afară, la fumat, pe stradă. Doamna Julia și ea? Nu, eu fumat. Tu, ok. Eu, femei, atât de deștepte, rar vă de lume. Oameni atât de deștepți, ca să fie foarte clar. Extraordinar!
Construim viitorul acasă. Inamstro. Faci o altă dată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Astăzi se bate de mult, din copilă ne-a plăcut, din copilă negă ne-a plăcut. Hai să-i faci o altă roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. E sărbătoare și răsună muzica, e voie bună la toți. Sărbătoare și răsună muzica, de voie bună la toți altă inima. Neredactat. Rodica Ciolanică. Mulțumesc, XO Band! Noi am revenit în partea a doua a emisiunii. Vă amintesc că suntem cu foarte cunoscutul jurnalist, Gheorghe Gonța. Gheorghe, vorbeam în prima parte despre copilăria ta foarte frumoasă, în care se reflectă copilăriile, nu știu, câtorva generații de oameni astăzi activi și în vizor. Spune-mi, te rog, dacă ai fost răsfățatul familiei, tu fiind mezinul din cei doi copii. Sora mea a decis să plece să facă studii la București din clasa 5-a. Și eu am rămas nu doar că mezinul, dar unicul acasă. Lucru care a avut efecte peste ani absolut negative. Asupra personalității tale sau asupra comportamentului? Asupra ambelor, și a mea și a surorii mele. Pentru că, în primul rând, nu trimis un copil în clasa 5 în afara țării să înveță. Unde locuia, scuză-mă? În clasa 5-a? La cămin sau la gazdă, cineva? La o gazdă cu niște oameni frumoși, dar... Străini. Străini total. Au primit-o bine, dar... Asta... Până la urmă nu a adus rezultatul pe care l-au sperat părinții mei că vor aduce. Iar cu ani nici asupra mea, pentru că eu am devenit un foarte alintat, bun, nu bonav psihic ca să mă dau cu capul de pereți că vreau bicicletă sau vreau motocicletă, dar m-am transformat și eu într-un alintuș, pentru că părinții acasă, a mai rămas ceva, a mai rămas ceva din acea alintătură. Este. Dar îmi place. Uf, ce întrebări grele puneți. Așa nu ți-i puterea a patra aici? Eu văd. Viață. Cum comentez toia locul, cum comentez cu scumpirea carburanților, cum comentez, doamnelor și domnilor, atât a fost să fie, hai acasă!
În 2016. Oh my God, da. Ce? 2016, adică 6 ani în urmă. Nu, era cred că 2017. Ai dat un interviu pentru VIP Magazin legat de titlul Omul Anului pe care l-ai primit pentru cel mai tare prezentator de talk show-uri politice de la noi. De două ori am primit. De două ori, în 2016 și 2017. De asta cumva această confuzie. În acel interviu, care mai poate fi găsit și acum pe online și în revista printată Cine Are Acel Catalog, ai spus așa: evenimentul care ți-a schimbat soarta și te-a făcut altfel decât până atunci a fost moartea tatălui tău. S-a întâmplat în aprilie 2004 și de atunci nimic nu mai e cum a fost și nu va mai fi. Acea tragedie mi-a schimbat viața. Decesul subit al tatălui meu îl iau drept o jertfă a sa pentru viitorul meu, căci dacă aș gândi altfel, cred că aș înnebuni. De asta îmi e mai ușor să cred că s-a jertfit pentru ca eu să-mi pot face pe cont propriu o viață, un nume, o reputație. Eh, dacă ați ști ce tată am avut eu. Tatăl meu a făcut ceea ce a știut mai bine și era unul dintre cei mai puternici jurnaliști din Moldova. Și nu pentru că spun asta pentru că mi-era tatăl meu, dar asta spun eu toți, inclusiv oponenții lui, concurenții lui. Cuvântul lui era era armă. El când scria ceva, fără să trimită măsa sau un tațu, dar cuvinte românești, tremurau ăștia și se temeau de ce o să spun el. Și s-a decis că, haide să-l numim, fie controversat, fie că nu se poate de lucrat la un ziar guvernamental. Adică la un ziar care, de exemplu, este unionist, se poate de lucrat. Dar la un ziar care este pro-rus, se poate de lucrat. Dar la un ziar care este parte a statului, nu se poate de lucrat. Dar de ce nu se poate de lucrat? Pentru că voi sunteți mai mulți proști, dar mulți. Și asta a fost întotdeauna. Pentru că atunci când sunt mulți, este greu să demonstreze sora multora că adevărul ți aparține. Pentru că ei sunt foarte, foarte mulți. Și alegerile ți aparțin. Și ți le asum. Tatăl meu a fost ca toți părinții din anii ăia. A făcut totul pentru binele familiei. Și de asta insist în contextul întrebării dumneavoastră anterioare despre alintat. Eu uneori cred că dacă el nu deceda, eu devineam un narcoman prostalan în Moldova asta. Sau un bețiv ordinar. Pentru că atunci când a decedat, eu mi-am dat seama că eu ceva trebuie să fac în viață. Tatăl nu mai este, banii nu mai vin pentru țigări și pentru fete afară plimbat. Și de asta eu numesc asta ca o jertfă pentru viitorul meu. Prea mare jertfă pentru că mama și-a distrus astfel viața, ceea ce nu merita. Surorii mele un pic mai complicat i-a fost. Dar fiecare cu tragedia sa. Și trebuie să trecem peste tragedii și să continuăm viața pentru că altă cale nu există. Tu ai reușit să treci peste această pagină din 2004, când tatăl tău a decedat în circunstanțe absolut... Eu am avut invitați, Rodica, eu am avut invitați la emisiune care de către unii erau suspectați că ar fi contribuit psihologic la ceea ce s-a întâmplat. Și eu aveam de ales. Fie urăsc și cică lupt, dar să nu ții roman din de dragoste sau de lupt, da? Asta e viață. Fie continuă viață. Și încerci să demonstrezi, să-i duci numele, pentru că pe mine mă știu inclusiv și pentru faptul că nu că doar sunt Gheorghe Gonță, dar sunt Gheorghe Ivanci Gonță, fiul lui Ion Gonță. Și pentru asta mă cunosc. Gheorghe, mulți nu știu ce s-a întâmplat, dacă eu știu că e o pagină dureroasă, dar spune-mi în câteva fraze. Deci în 2004, la Paris, tatăl tău fiind angajat al ambasadei noastre acolo, a fost găsit, tu l-ai găsit? L-am găsit strangulat. Strangulat. Deci totuși a fost suicid? Versiunea oficială este suicid. Eu l-am găsit... Aveai 19 sau 20 de ani? 20 de ani. Eu l-am găsit... Eu l-am scos, eu am sunat-o la apartamentul ăla unde locuiam, din Paris, a răspuns mama, am anunțat, am sunat poliția, nu e poliția.
Asta este doar varianta oficială sau crezi că și cea care cea adevărată? Sau încetați să-ți mai pui întrebări legat de asta? Aceasta este versiunea oficială, care rămâne versiunea oficială și nu se știe dacă peste ani va apare altă versiune. Versiune. Pentru că, totuși, iată, în aprilie 18. Nu a existat nicio anchetă legată de asta? De asta și apar multe întrebări, că a fost prea repede s-a închis tot. Găsit, pac, băgat, scriu, zinc, și nou, la revedere. Ai spus un pic mai sus că ți-au fost și îți vin în emisiune oameni care l-au cunoscut foarte bine pe tatăl tău și care au cunoscut circumstanțele în care s-au întâmplat lucrurile. Gene, au știut, au fost niște martori ai acestor vremuri. Numai unul a avut curajul să-mi spună că va veni ziua când vom discuta. Ok. Da, Vladimir Voronin? Deci a fost doar un singur om, dar deocamdată nu vrea să discutăm. Apropo, cum s-a construit relația ta cu acei oameni? Pentru că tatăl tău a fost mulți ani foarte apropiat ai lui Petru Lucinski, Dumitru Diacov, ai democraților de atunci, partidului, cum se numea? Partidul Democrat? Sau altfel? Democrați, deja, că mai întâi au fost democrat agrar. Da, după asta el a făcut, deci a plecat la Vladimir Voronin, da? El a plecat la Moldova Suverană, el n-a plecat Suverană, la Vladimir care Voronin. Era ziarul guvernamental. Așa. Și după asta? La Teleradio Moldova. Teleradio Moldova, care iarăși era televiziunea de stat. De stat. Și după asta la ambasadă. Și atât. Așa. Deci oamenii ăștia, vorbesc de aceste nume foarte mari din politică, știau foarte bine, au avut dialoguri foarte multe și discuții foarte private cu tatăl tău. Cu siguranță știu foarte multe din culisile. Probabil de asta și ei manifestă un respect deosebit față de tine. Dar respect deosebit și atât. Și atât. Puteau să-ți întindă mâna, să te ajute, pentru că... Hai să dar eu n-am cerut ajutorul lor. Niciodată? Dar pentru ce să fac ei? Să mă numească unde? Membru PD-ului sau membru PCRM-ului? Hai să-ți spui ce s-a întâmplat în viața ta după ce ai revenit de la Paris, deja fără tată, deci un copil, încă un bărbat între adolescență și maturitate, la 20 de ani, alintătură din oraș, copil care a avut de toate pentru acele vremuri, da? Și brusc rămâne fără mamă, care pleacă în Italia, fără tata, care și-a pus capăt zilelor în circunstanțe ciudate, cu o soră care este în suferință și astăzi. Ce ai făcut mai departe? Cum ai trăit și cum ți-ai făcut rost, cum ți-ai găsit drumul ca să ajungi azi aici? Timp de un an am umblat de-a dracu cu prietenii. Nu făceam absolut nimic, nici măcar facultatea nu o făceam, nu umblam. Scuze-mă, ce facultate? Erai student la ce facultate? La drept. Ok. Mi-aduc aminte până în ziua de azi, tata intră într-o seară în cameră și trebuie... Dar era enervat pentru că știa că îi pun capacul la Teleradio Moldova. Vine și ce facultate vrei, ai ales sau nu? Și eu țin minte că toate rudele mele s-au dus la drept. Zic, drept! Bine, la drept. Și m-a trimis la ULIM. El era prieten cu regretatul Galben. Normal. Prieteni, prieteni, universitate de stat, dar hai pe la buget. Toți folosesc de funcțiile care le au. Și trebuia să trec un test. Și l-am picat. Dar oricum m-au băgat la buget. S-a întâmplat tragedia în familia mea. La facultate nu mai mergeam. Mi-am dat seama că eu sunt mai prost decât dreptul, decât eu în general nu cunosc ce înseamnă, ce îmi vorbesc mie acolo. Și trebuie să recunosc, dacă nu greșesc pentru prima dată, recunosc, sora mea vedea că eu degradez, că eu umblu nopțile și zile, nu sunt pe acasă, mama noi. Și s-a dus la un prieten de-al tatălui meu, Valeriu Reniță. El era redactor, era directorul general al agenției de presă, Mod Press. Și l-a rugat să mă primească. Și într-o zi sora mea vine și spune că te așteaptă Reniță la discuție. Am intrat la el, s-a uitat la mine, zis salut. L-a chemat pe redactorul șef de acolo, Fidel Galaico, și a zis, îl vezi? Ca pe toată lumea. Dacă se descurcă, se descurcă. Dacă nu, la revedere. Și eu să nu mă descurc. Și am început să fac știri. Mai întâi m-a trimis la poliție, pe teren. După care am avut acces la președinție, de acolo, în perioada aia,
nu oricine avea acces fie reporter. Cine era președinte atunci? Deja Vladimir Voronin. Voronin. Da, era Voronin. Nu oricine avea acces. Și încet și ușor, după care m-a observat altcineva, Sergiu Batoc de la N4. Am fost un pic la radio cu Sergiu Sitnic. Deci jurnalismul este în viața ta doar cumva prin sânge. Tu nu ai făcut jurnalism. Eu am plecat de la drept și tot mă bătea la cap contabilitatea de la Mall Press. Trebuie un document. Dar pentru ce îmi trebuie mie document? Îți trebuie un document, du-și fă un document. Și m-am dus iarăși la Uldie. Și de la zero m-am dus la facultate de jurnalism. Și chiar am făcut 3 ani, am mers la ore, am dat examene, am făcut și master după asta. Cineva mi-a zis că trebuie și master ca să pare mai important. Zic, ce să fac eu cu masterul ăsta? Zic, băi, trebuie să fie în bagaj. Zic, pe mine, dacă mă duc eu să mă angajez la Cironică, ea nu o să ceară CV-ul meu. Ea știe la cine sunt eu. Când ți-i cu și-a luat Carla asta? Indiferent. Da. Zic, hai să-l faci. Și am făcut. Da, am făcut corect, conștiincios, adică am umblat la toate orele, sau în mare parte, okay, la multe ore. Și am document că ce-s jurnalist de profesie. Și iată, este. Și deja mi-e bine. Dar habar n-am. Îndoielnic acest fapt. Da, așa este, serios. Și iată așa. Și acum sunt jurnalist cu acte în regulă. Și am muncit foarte mult. Da, te întrebasem în contextul dacă cineva din oamenii care l-a știut foarte bine pe tatăl tău te-au ajutat în acest context. Nimeni? Deci în afară de Valeriu Reniță, care te-a luat la lucru și ți-a zis, băiatule, hai să vedem ce poți, da? Eu până în ziua de azi sunt recunoscător lui Valeriu Reniță, lui Sergiu Batoc, îi sunt recunoscător foarte mult de la N4. Uh-huh. El a fost cel care într-o zi mi-a zis, hai să lansez emisiune politică. Zic, domn Batoc. A, deci nu a fost ideea ta? Nu, a fost ideea dumnealui. Dar ce? Eu sunt țâncan. Cum să fac eu emisiuni? E timpul. Hai, încearcă. Începe. Normal că primii ani au fost eșec. Sau greu a fost. Ei, da, a venit Vlad Filat la prima emisiune. Ech, dar cum altfel? Simțea el Costin Rudi într-o zi. Vă mai țineți din neamuri? Discutăm des. Dar fără întâlniri cu familie, copii. Aveai din start, deci această imagine care pare studiată, elaborată, deci eu sunt Gheorghe Gonța. Așa sfăturile, nu e adevărat, așa sfăturile la în pat. Vii, din start așa au fost. Și stai foarte comod. Și toți invitații spun asta. Așa de comod la voi, doar că invitația nu știu un lucru. Voi vă relaxați atât de tare. Și din cauza faptului că voi vă relaxați, eu vă prind pe greșelile pe care le faceți voi în emisii direct. Și acolo îmi scot mie răspunsul de care am eu nevoie. Okay. Dar asta nu a fost o strategie. Așa au fost cumpărate fotoliile alea inițial. Și de ce eu trebuie să stau drept? Dacă eu vreau să stau comod. Deci din start erau fotoliile atât de comode. Da, din prima da, zi. Da. E adevărat. Eu până în ziua de azi primesc mesaj. Gonța, tu nu poți să stai normal. Tu nu ești în bar. Stai ok. Nu vă place? Schimbați canalul și uitați-vă la ceilalți. Sunt mulți. Cât de mulți e la libertatea asta ta? Și dacă ești cu adevărat liber în păi de asta nu sunt, de asta și nu sunt om bogat. Pentru că țin foarte mult la această libertate. Pentru că dacă voiam să am costum de 1000 de euro, dar nu de 100 de dolari din Turcia, cred că lucram la alte canale. Și da, trebuia să spun că mulțumim politicianului respectiv pentru faptul că există și l-a născut Măsa și astfel poporul este fericit. Ai declarat într-un mic interviu așa, ușor, că dacă ai întoarce timpul înapoi, ai fi fost deja media magnat. Adică dacă acum te-ai întoarce la cei 28 de ani ai tăi, când ai început să faci Puterea Patra, ce ai fi făcut altfel ca tu să fii azi media magnat? N-aș fi fost risipitor. N-aș fi avut încredere în oameni. N-aș fi prietenit cu nimeni. Aș fi fost un om rece de fier. Wow, ai fi putut trăi așa? Nu. Dar dacă s-ar întoarce, astfel aș fi devenit. De asta îmi place viața care o am acum. Da, modest, s-ar întoarce câteodată, mai iau niște credite, mai întorc, mai împrumut, mai amăgesc pe unul, bai, și mă descurc. Și eu. Okay. Ai o casă? Sau stai în casa pe care au avut, în care ai crescut? Am apartament. Ai apartamentul tău? Al nostru. Al tău și al Cristinei și da, a băieților voștri. Pe Cristina cum ai cunoscut-o? Este și ea jurnalistă și ultima oară ai făcut o declarație de dragoste, cred că în decembrie 2021, când și-a pierdut postul sau a fost
dat afară de la Ministerul Educației? Nu a fost educației. Dat afară. Nu a fost dat afară, ok. Eu atunci așa m-am exprimat. Așa te-ai exprimat pe Facebook. Mi s-au creat condiții că a trebuit să plece mai bine. Din funcția de purtător de cuvânt al Ministerului Învățământ. Serviciul de presă la Ministerul Educației, da. Da, și atunci ai spus, Cristina, te iubesc. Da, așa suntem noi doi. Noi vorbim, de exemplu, salut, salut, l-am lăsat pe ăsta mare bine, l-am lăsat pe ăsta ok. Te iubesc, Cristina, te iubesc, Gonță. Așa e mereu. Și când ne vedem, la fel, sau când spune noapte bună, și nu cam fi ceva... Of, nu știu de... Noi ne iubim și pe Facebook. Nu numai în realitate, ca să știți, cum spune Carlos Dreyfus. Okay? Eu lucram la Antena C. Ei, niște prieteni, mi-au spus că sunt locuri vacante la Antena C, la Radio Antena C. Dar e grijă că este acolo unul Gonță și-i tare crutoi și fii atent cu el. Și a venit și a zis, dar cine este? Dar ce toată lumea se teme de dânsul? Și a zis, opa! Este cineva? Da, zic, pe asta trebuie să o dăm afară. N-am dat-o afară, ne-am îndrăgostit unul de altul. Și astăzi avem 10 ani de căsnicie și 2 copii. Pe 7 aprilie, apropo, ai făcut nuntă pe 7 aprilie? Pe 7 aprilie am făcut înscrierea oficială și în noiembrie am dansat nuntă. Dar suntem, deci, căsătoriți pe 7 aprilie 2012. 7 aprilie, așa era zi vacantă atunci, am vorbit cu ministrul justiției, că era mai complicat să înregistrăm, că eu voiam urgent. De acolo știți că este legislația, spunea că, nu știu cum spune acum, dar acum, atunci spunea că trebuie 30 de zile să aștepți, că dacă nu, cumva te răzgândești. Și am zis că stai un pic. Și am stat pe ministrul justiției și l-am rugat să rezolve problema mai rapid. Deci folosești tu de să faci uz de toată lumea funcția. Face asta, doar că nimeni... Doar că foarte puțină lume își permite să spună, să recunoască asta la TV. Toți vor să o facă pe virginii mediatici. Dar nu e adevărat. Deci ne folosim de oportunitățile pe care le avem. Da, absolut toți folosesc. Absolut toată lumea se folosește. Așa este. Alții și mai greu încă decât spun eu îmi permit să spun. Ai zis că până să o cunoști pe Cristina, îți plăcea foarte mult femeile. Cred, și nu cred că s-a șters această plăcere din lista ta de plăceri. Observi femeile azi, cum le observi? Sau ce ai schimbat după căsătorie? Ai făcut-o vreodată geloasă, ca să nu zic alt cuvânt? Destul de des am făcut-o geloasă, dar și eu sunt gelos. Ah. Chiar dacă am încredere de plină în ea, deși eu nu prea cred că ea are încredere de plină în mine, dar îi jur cu pic s-ok. Da, chiar s-ok. Okay. Normal că mă uit și la dumneavoastră, mă uit și la toate femeile. De ce sunt eu la femei frumoase? Dar dacă mă uit, nu înseamnă că mă culc cu dumneavoastră în emisie directă și nici după emisiunea asta. Dar cum să ne admiră dacă e o femeie frumoasă? Așa, mulțumesc. Și ce vrei să recunosc? Am înșalat-o? Dacă am înșalat-o, n-am înșalat-o sau am înșalat-o? Nu o să te întreb asta, nu cred că este pentru emisiunea mea. Puteți să întrebați, dar nu pot să spun sau da sau nu. Păi știu sau... că nu o să răspunzi. Și nu vreau să... Ei, nu vreau să mă minți. Nu trebuie să-mi luam publicitate, mai bine. Ok. Eu mi-ador soția și nu o ador pentru că e mama copiilor mei. Eu o ador pentru că o iubesc. Foarte frumos. Și cred că din bărbații care ne aud azi ar putea să fie inspirați de tine și să spună mai des femeilor lor că le iubesc. E frumos. Și femeile știi după un cuvânt de genul ăsta, dar spus așa, pe adevăratele, prin dare și fac atâta pentru familiile lor. Asta e adevărat. Incredibil. Și după partide reușite. Se întâmplă și eșecuri? Păi da, vârsta de-a 38. Da. Asta tăiesc la montaie. Mulțumesc. Și o să-mi las și un autograf, pentru că eu am scris aici niște cuvinte care mi-au venit în dimineața zilei de azi. Eu scriu întotdeauna în ultimul moment. Autograf? Da, să-mi lași un autograf, dar nu doar o semnătură, dar și un gând frumos pentru neredactat și pentru cum te-ai simțit azi la noi. Trebuie să spun adevărul? Și tare sper să apară undeva într-o zi, când vom avea acea aniversare, să răsfăim cu toții o carte și să ne amintim de această zi. Da, poți să spui cum te-ai simțit, îți dau voie. Mari emoții la început. Așa? Dar sunteți de aur, sunteți foarte... Aveți un talent deosebit de a manipula. Pentru că, serios, m-am relaxat așa de tare că la un moment dat mă gândeam, zic, noi suntem în doi sau tot și emisiunea asta, ce se întâmplă? Dimensiunea. Foarte, foarte. Gheorghe, eu pe bun trebuie să scriu ceva aici? Da, vreau să citești, să-mi lași acolo câteva gânduri, cât bandul ne interpretează o piesă, de ce ai timp, nu te grăbi, nu te alungă, așa. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri, doamnelor și domnilor.
Diagnostics. Inovații medicale la discreția ta. Chiar mă gândeam cum încheie emisiunea de azi, dar Gheorghe Gonța m-a inspirat. Îmi place foarte mult. Azi o să-mi împrumut și sper că nu o să-ți ceară bani din drepturi de autor. Deci să trăiți frumos și bine și... să vă văd mândri. Și să vă văd mândri de tot ce faceți, de țara asta, de familiile voastre. Noi cu Gheorghe vă iubim. La mulți ani și o seară frumoasă Chișinău, o seară frumoasă Moldova, vă lăsăm cu EXO Band și Gheorghe ne promite că mai vine peste un an cu noutăți foarte faine la noi, la Neredactat. Ne vedem duminica viitoare la aceeași oră. Pe curând! Цели вопреки, цели атаки, мир переверни, небо атаки. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас поздно спасать и поздно лечить, плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, мы свое возьмем. Это небо вместе с сценой, все вверх ногами. И эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарь. Тысячи меня до меня и после меня будет. Тысячи меня, тысячи не меня, тысяча меня. И мы снова в дребезги, и нас не подчинить, плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама. Neredactat. O emisiune realizată cu susținerea In Vitro, In Amstro și Land of Basarabia. Got to feel in heaven when my lover's near. Lord, let this moment last for another year. Mamă, chiar îmi pare rău. E complicat cu drumul, nu a apucat să curățe zăpada. Cred că nu mai venim. The night's still young, I'd say. Lover, don't go away. Let it be the thing that I am longing for.
Let's fly out from Manhattan to the California shore. Ștefănel, bunelul te felicite. Să vezi ce tort ți-a gătit bunica. Hai, dă-o pe mami la telefon. La mulți ani, draga mea. La cât veniți, mă, copii? Don't say you have to go. Don't say you need to run. I'll stop the clock on Central Station, and we can have a drink downtown. Let it be the night that I am longing for. Let's fly down south to Austin or to Ecuador. Just to drink pina colada on a hot, wet summer's day. Oh, lover. Fie că ne despart distanțe sau ani, acasă timpul se oprește. Inimile se apropie, iar sufletele se bucură. Inamstro vă urează sărbători fericite.